Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Cum îi iubim pe ceilalți oameni? Textul de memorat îl găsim în 1 Ioan, capitolul 4 cu versetul 11. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Până acum am învățat despre cele 10 porunci. Prima poruncă ne spune să nu avem alți Dumnezei în afară de adevăratul Dumnezeu din cer. Ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice sau decât pe oricine altceva. A doua poruncă ne spune să nu ne facem idoli. Ei nu ne pot auzi rugăciunile și nici nu ne pot ajuta. Dumnezeu vrea să fim fericiți și în siguranță, așa că ne avertizează să nu ne închinăm la idoli. A treia poruncă ne îndeamnă să nu spunem niciun cuvânt urât și nici să nu folosim numele lui Dumnezeu într-un mod neglijent. De asemenea, nu ar trebui doar să ne prefacem că suntem creștini, ci ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să ne facă tot mai asemănător cu El. A patra poruncă ne spune să ne aducem aminte să sfințim a șaptea zi, care este sabatul. Nu ar trebui să muncim în această zi, pentru că nici Dumnezeu nu a muncit în sabat când a făcut lumea. Ar trebui să petrecem toată ziua împreună cu Dumnezeu. Tot a patra poruncă ne spune cine este Dumnezeu, că El a făcut lumea noastră și tot ce este în ea, inclusiv pe noi. De aceea ar trebui să ascultăm de El. Și când alegem să ascultăm de legea lui Dumnezeu, mai ales de porunca a patra, arătăm că alegem să ne închinăm lui Dumnezeu. Primele patru porunci ne spun cum să-L iubim pe Dumnezeu. Ultimele șase ne arată cum să ne iubim unii pe alții și să-i facem fericiți pe cei din jurul nostru. După ce a terminat de vorbit despre sabat, Dumnezeu a rostit a cincea poruncă. Ce a spus El? Haideți să ascultăm Exod, capitolul 20, cu versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Ce înseamnă să-i cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Înseamnă să fii întotdeauna respectuos și ascultător, să asculți cu atenție când ei vorbesc și să faci ce îți spun ei. Hai să vorbim despre cum poți să asculți. Să presupunem că te joci cu jucăriile tale preferate când mamei îți spune: este timpul să mergi la culcare. Dacă lași jucăriile deoparte și mergi bucuros la culcare, tu păzești porunca a cincea și o cinstești sau respecti pe mami. Când ea zâmbește și tu ești fericit. Dar unii băieței și unele fetițe plâng și se bosumflă când nu li se face pe plac. Ai văzut vreodată un copil plângând și urlând în magazin pentru că mami nu îi cumpără ce vrea el? Respectă el porunca a cincea? Nu o respectă. Neascultarea lui îl face fericit? Nu, el o întristează pe mama lui și nici el, copilul, nu este fericit. Nu-i așa? Păsirea poruncii a cincea îi face fericiți atât pe părinți cât și pe copii. Este întotdeauna ușor să asculți? Nu, nu este. Dar este atât de important încât Dumnezeu a exprimat acest lucru în una dintre porunci. Știai că pe măsură ce înveți să asculți de părinții tăi, tu înveți să asculți de fapt de Dumnezeu? Iată de ce este important să înveți să asculți de părinții tăi, iar Dumnezeu te va ajuta. Care este porunca a șasea? Exod 20 cu 13. Să nu ucizi. A ucide înseamnă lua viața cuiva și este ideea lui Satana. Nu e așa că nici măcar nu ne place să ne gândim la cineva care este omorât? Dar uneori, din cauza păcatului, oamenii se omoară unii pe alții. Și apoi, multă lume este foarte tristă. Unele programe și jocuri pe telefon sau pe computer arată cum oamenii se omoară unii pe alții. Dacă ne-am uitat la ele, ce am învățat să facem? Am învățat să omorâm. Așa că atunci când ne uităm la programele acelea și jucăm astfel de jocuri, călcăm porunca aceasta. Nu ar trebui să facem niciodată așa ceva. Unii copii se joacă cu pistoale de jucărie și cu săbii și se prefac că se omoară unii pe alții. Este o idee bună? Nu. Uciderile și ura vin întotdeauna de la Satana și nu ar trebui niciodată să ne prefacem că facem ceva rău. Când a fost copil,
Iisus nu a făcut niciodată așa ceva și vrea ca noi să fim ca El. Cum să păzim porunca a șasea a lui Dumnezeu? Având mare grijă de corpul nostru, iubindu-i pe oameni și ajutându-i pe cei care sunt răniți sau bolnavi, la fel cum a făcut Iisus. Ce poți face pentru a avea o mai mare grijă de corpul tău? Cum îi poți ajuta pe ceilalți? Dumnezeu i-a făcut pe oameni și îi iubește pe toți. El nu vrea ca ei să se rănească sau să fie omorâți. Biblia spune că în ceruri nimeni nu se va răni și nu va fi ucis. Ce minunat va fi! Dumnezeu a rostit apoi cea de-a șaptea poruncă, Exod 20:14. Să nu prea curvești. Ea ne arată că are este planul lui perfect pentru a avea o familie fericită. Ai fost vreodată la o nuntă? Când un bărbat și o femeie se căsătoresc, îi numim soț și soție. Uneori, ei mai au și copii după aceea. Lui Dumnezeu îi place să vadă familii fericite și știe că atunci când soții și soțiile se iubesc, și copiii lor sunt în siguranță și fericiți. A șaptea poruncă le spune soților și soțiilor să se iubească unul pe altul atâta timp cât trăiesc. Doar Dumnezeu poate să dea o astfel de dragoste. Dar uneori, din cauza egoismului, soții și soțiile nu se înțeleg. Ei ajung să se certe și să nu lase de la ei sau chiar aleg să locuiască în case diferite. Când acest lucru se întâmplă, este ceva trist pentru toată familia. Și Iisus a avut o familie când a trăit în lumea noastră. Știai că acasă la Iisus nu a fost mereu fericire? Uneori frații lui mai mari îl necăjeau pentru că el era prietenos și bun. Așa că Iisus știe cum să ajute pe băieții și pe fetițele care au necazuri în familia lor. Este porunca aceasta doar pentru soți și soții? Nu. Este și pentru copii. Poți păzi porunca aceasta alegând să ai doar gânduri bune și curate și alegând prieteni care te vor ajuta să gândești și să faci mereu ce e bine. Să citim porunca a opta, Exod 20:15. Să nu furi. Nu ar trebui să luăm niciodată vreun lucru care îi aparține altcuiva, chiar dacă este ceva foarte mic, precum o pilă, un creion colorat sau un bănuț. Nu ar trebui să luăm niciodată niciun lucru din magazin fără să îl plătim, nici măcar o bomboană sau o gumă. Și nici banii de zecimea lui Dumnezeu nu ar trebui să-i păstrăm pentru noi. Și acest lucru este tot un furt. Ce ar trebui să facem dacă am furat ceva? Să-i cerem lui Dumnezeu să ne ierte. Apoi ar trebui să dăm înapoi lucrul furat și să spunem: îmi pare rău. Dumnezeu știe că oamenii care fură nu sunt fericiți niciodată, așa că ne spune să nu furăm. Urmează porunca numărul 9. Haideți să vedem ce spune. Versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. A mărturisi strâmb înseamnă a spune o minciună, adică ceva ce nu este adevărat. Îți amintești cine a spus prima minciună? Satana. Biblia ne spune că el este tatăl minciunii. El a mințit-o pe Eva și a spus că nu va muri dacă nu îl va asculta pe Dumnezeu și va mânca din fructul pomului cunoștinței binelui și răului. Deci, dacă mințim, ne comportăm ca Satana. Noi vrem să-L ascultăm totdeauna pe Dumnezeu și să spunem adevărul. Porunca a noua ne spune să nu mințim. Ar trebui să spunem mereu adevărul, dar uneori oamenii mint pentru a încerca să ascundă că au făcut greșit. Să presupunem că un băiat a furat niște bile. Când tatălui îl întreabă despre ele, Satana îl va ispiti să mintă. Dar va fi el fericit dacă va minți? Nu. El se va simți rău pentru că a furat și mai rău pentru că a mințit. Iisus nu a mințit niciodată, ci a spus mereu adevărul. Iată de ce noi putem crede ce a spus El. Noi vrem ca oamenii să creadă ce vorbim, așa că ar trebui să fim ca Iisus și să spunem mereu adevărul. Care este a zecea poruncă? Exod 20:17. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
A pofti înseamnă a dori ceva ce aparține altcuiva. Poate că și tu ai jucării frumoase, dar prietenul sau prietena ta are o jucărie care îți place mai mult. Dacă o vrei atât de mult încât nu ești fericit, atunci poftești. Și adulții poftesc uneori. S-ar putea să își dorească mașina frumoasă sau casa unei alte persoane. De obicei, pofta îi determină pe oameni să fure, să mintă sau să nu respecte o altă poruncă. Deci, în loc să poftim, noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase pe care ni le-a dat și să fim bucuroși de ceea ce avem. Vom fi foarte fericiți dacă lăsăm pe Dumnezeu să ne ajute să păzim cele 10 porunci ale Lui. Când alegem să le punem în practică, alegem să fim fericiți. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Dragă Tată din Cer, vreau să îi iubesc pe ceilalți copii și să învăț să împart cu ei lucrurile mele. Uneori pare greu, de aceea te rog să mă ajuți. În numele Lui Iisus, amin. Haideți să ascultăm întrebările de gândit. Cum îi pot cinsti pe tatăl meu și pe mama mea? Când oamenii beau bere și fumează, încalcă ei porunca lui Dumnezeu care ne spune să nu ucidem? Vrea Dumnezeu să avem familii fericite? Dacă toți membrii familiei îl iubesc și îl ascultă pe Dumnezeu, vor fi ei fericiți? Se numește furt atunci când iei un biscuit fără să ceri voie? Când nu ne purtăm frumos cu animalele, înseamnă că nu respectăm una dintre poruncile lui Dumnezeu. Poate cineva să mintă prin simplul fapt că tace? Cine ne poate ajuta să nu ne mai dorim lucruri care aparțin altora? Ce ar trebui să facem dacă am greșit și nu am respectat una dintre poruncile lui Dumnezeu? Ultimele 6 porunci ne spun cum să îi iubim pe oameni din jurul nostru. Dacă păzim poruncile, și ei și noi vom fi fericiți. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!